Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lila și azi vom discuta despre poligoane regulate, și anume despre triunghiul echilateral. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică clasa 7-a și competența specifică se referă la descrierea proprietăților poligoanelor regulate înscrise într-un cerc. În acest filmuleț puteți urmări cum David va construi un triunghi echilateral de arie maximă dintr-o coală de hârtie A4. În construcție sunt trei pași importanți. Acum vedeți tot filmul împreună, ca pe urmă să analizăm matematica din spatele acestei construcții. Vă rog să încercați și voi să repetați pașii de la construcție. În primul pas, după cum vedeți, a luat coala de hârtie și a îndoit-o în două. Avem această coală de hârtie. Am marcat mijloacele celor două laturi, A și B, și îndoim coala în așa fel ca aceste două să se suprapună. Adică AB va deveni axă de simetrie. Pasul 2. După cum vedeți, colțul hârtiei, colțul colii A4, se suprapune exact peste axa de simetrie. Aveți aici și o variantă animată a aceluiași procedeu. Și acum să vedem matematica care este în spatele acestui proces. Avem coala noastră de hârtie cu axa de simetrie și triunghiul dreptunghic MNP, colțul devine triunghiul NM'P. Evident, triunghiul MNP este dreptunghic, pentru că are acest vârf cu unghiul de 90 de grade și cele două triunghiuri, evident, sunt congruente pentru că s-a obținut M'NP, s-a obținut din MNP. Următorul pas va fi îndoirea colii. Aici vedeți pasul 3, când a îndoit foaia de-a lungul segmentului, mai îndoaie acel mic colț și a obținut triunghiul echilateral cu aria maximă pe care o putem obține dintr-o coală A4. Avem aici desenul care l-am avut adineauri, exact cu aceleași notații pe care le-am avut și înainte. Și dacă studiem, observăm că în triunghiul MNP știm că unghiul M îi de 90 de grade, adică este triunghi dreptunghic. Ceea ce mai știm este că MN, din moment ce este egal cu NM', este jumătate din latura NQ, pentru că, să nu uităm, AB era axă de simetrie. Adică, în triunghiul meu dreptunghic, cateta e jumătate din ipotenuză. Asta înseamnă că triunghiul meu are unghiurile de 30, respectiv 60 și, evident, 90 de grade. Dacă unghiul acesta este 30 de grade, înseamnă că unghiul NP Q este complementul său, adică va avea 60 de grade. Ce mai știm în triunghiul NPQ? Știm că PM' este odată înălțime. Nu uitați că triunghiul NM'P era dreptunghic. Și mai știm că PM' este și mediană, adică M' era pe
axa de simetrie. Deci astfel, avem un triunghi isoscel cu un unghi de 60 de grade, adică triunghiul NPQ am arătat că este echilateral. Și cu asta am reușit să demonstrăm partea de matematică din spatele obținerii triunghiului echilateral cu aria maximă dintr-o coală A4. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!